Surâzător, comediantul trecea. Este titlul unei cărți biografice despre marele actor ieșean Miluță Gheorghiu, scrisă de Sorina Bălănescu, unde autoarea povestește că îl puteai vedea pe actor plimbându-se agale prin Piața Unirii sau pe strada Lăpușneanu. Mereu cu zâmbetul pe buze, se oprea să schimbe vorbe cu admiratorii sau cu prieteni. Popularitatea lui era mai mare decât a vedetelor contrafăcute de astăzi. Tot ieșeanul, când îl vedea pe Miluță, o vedea pe Coana Chiriza. E un rol pe care l-a confiscat, practic, și nimeni n-a mai avut curajul să-l interpreteze pe scena naționalului atâta vreme cât Gheorghiu a trăit. Miluță este comediantul cu care ieșenii se mândresc, așa cum se mândresc cu statuia lui Cuza Vodă din Piața Unirii, ori cu teiul lui Eminescu din Copou, mai scria autoarea. Dar câștigul de celebritate a însemnat pentru Miluță și o pierdere, pe care prea puțini o recunosc. Eticheta sub care se vede plasat. De realizator mare, fără egal, al rolului din comedia lui Alexandrii. Miluță este Chirița, iar Chirița este opera lui Alexandrii și a lui Miluță, pe din două. A avut ditati. Talent, prezență scenică hipnotică și îndrăzneala să abordeze orice rol, chiar și în travestii. A fost personaj caragielean, dar și shakespearian. A fost partenerul de scenă al altor mari artiști astăzi uitați, ca Margareta Baciu, Constantin Ramadan și Jenny Argeșanu, pe care nu i-a pus niciodată în umbră, ci i-a ridicat. A făcut și operetă, și vodevil, și teatru de revistă, l-a interpretat pe Figaro în Bărbierul din Sevilla și în Nunta lui Figaro, a fost Cezar din Androcle și Leul, Farfuridi și Nae Girimea din opera lui Caragiale. A fost un bufon memorabil în Noaptea Regilor de Shakespeare, un genial Puntila din Domnul Puntila și sluga sa Mati de Bertolt Brecht și un Napoleon impunător în Madame Sangen a lui Sardou. Iată un actor care a traversat epocile și modele și care a fost unul dintre simbolurile orașului de pe șapte coline. A apărut puțin și în film. În Noaptea Furtunoasă a lui Jean Georgescu are rolul lui Ionescu, o apariție scurtă, dar atât de savuroasă încât fură cadrul. Criticul și istoricul literar Constantin Ciopraga spunea: în secolul trecut a fost Milo, în secolul ăsta Miluță. Primește titlul de artist al poporului în 1964, iar în 1967 este distins cu Ordinul Meritul Cultural. Și totuși, astăzi, Casa Miluță Gheorghiu din zona Copou nu apare în vreun ghid turistic al Iașului. Pe mormântul său din cimitirul Eternitatea e gravat, bineînțeles, un catren din Chirița în provincie. Așa e lumea, o comedie, iar noi artiștii care o jucăm n-avem dorință alta mai vie decât aplauze să merităm. Am fost Virgil și ne revedem la următorul episod.